Tablou de 2 milioane de euro furat și găsit în România. Potrivit autorităților, tabloul ar face parte din lotul furat în anul 2020 într-o galerie de tablouri din Oxford. Lucrarea a fost restituită autorităților din Marea Britanie. Poliția română a fost contactată de un bărbat care deținea tabloul Bandiți pe o coastă stâncoasă a pictorului italian Salvatore Rosa și a ales să returneze opera de artă autorităților, astfel că el a fost considerat martor și nu va fi arestat, deși a vândut alte două opere de artă în țară. Opera de artă a lui Salvatore Rosa este estimată la 2 milioane de euro. One of the paintings by Salvatore Rosa has been recovered. This is a significant development in the investigation. However, two of the paintings remain missing. These are Sir Anthony Van Dyck's A Soldier on Horseback and A Boy Drinking by Annibale Carracci. From information provided by the Romanian authorities, we know that these two paintings were sold on in Romania, but could now be anywhere in Europe. Soldat Călare, capodopera pictorului flamand Van Dyck, datează din anul 1616, iar cea a pictorului italian Annibale Carracci din 1580. Toate cele trei tablouri au fost furate din galeria de artă din Oxford în anul 2020 și au valoare estimată la aproximativ 12 milioane de euro. Până a fi furate, toate cele trei lucrări au fost expuse în cadrul galeriei timp de 250 de ani. În cadrul cercetărilor, polițiștii de la Economic au participat în anul 2023 alături de autoritățile din Marea Britanie la o întâlnire la care au fost discutate elementele comune ale anchetelor realizate în paralel de cele două state. Întâlnirea a avut loc în Olanda la Haga pentru elaborarea unui plan de recuperare a bunului.